Iar bine, te-ți dau zicere dacă mănânci asta. Nu mă lasă, nu mai povestești la copii. Mă, bă, mii! Ce-i asta, bă? Ce-i deci prin 2023. Poate scoți vreun dinte. Eu fac diabet azi. Astăzi am adus o tonă de dulciuri din Irlanda pentru prietenii mei, pentru că singur să le gust mi era puțin nașpa. Tu care le-ai mai gustat înainte. Robine ne minte, să știți că le-ai mai gustat înainte. Da, mă, dar nu pe toate. Astea sunt foarte bune, ok? Înainte să înceapă, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la fiecare dintre noi și dați-ne și un follow pe Insta, pentru că acolo postăm foarte mult. Vă las pe voi să alegeți cu ce vreți să începem. Păi dacă ai zis că sunt bune. Mie îmi plac asta. Alegeți cu ce vreți voi. Asta, asta. Robine, ce eu le vreau pe astea. Astea normal chat sunt geleuri, dar mai tare ca... Sunt caramele. Poate s-au întărit în avion. Sunt geleuri. Da, ideea e că noi gustăm în România și astea au fost date pe avion. Eu gust din asta, ia. Păi luăm tot din astea. Mamă, asta e ceva ediție de Halloween. Vă dați seama că Halloween a trecut acum 2 săptămâni de cât timp sunt aceste. Bă, dar astea încă sunt moi, ceea ce e ok. Ia, o să... Bă, vezi că asta-ți pune rău. O să iau pe ăsta negru care ar trebui să fie plus un liliac sau ce ar trebui să fie. Bine, acolo nici un dulce, dar aici e prima oară colivă. Exact, ăsta e scopul. Asta arată bine rău. Facem diabet după clipul ăsta. Asta-ți pune. Bine, pune-ți-le deoparte și ale tu. Ia, mă, ia, ce se laudă robinet aici. Și sunt animăluțe diferite? Uite! Am o pisică! Am un pinguin. Bufni de ceva. Cine-ai bă, Robi? Bănuți? Da! Uitați-vă, băieți! Ai mei sunt zdrobiți! E efectiv ciocolată pe care o mănânci de fiecare dată. De ce sunt în formă de animale dacă ei nu sunt în formă de animale? Teoretic, butoanele astea sunt ochii acestor animale. Aulu! E bună, are dreptate, dar efectiv e doar ciocolată. Asta e bună, sigur. E mănânc de pe masă, unde am ajuns. Crunch! Mamă, e aerată! Arată bine ambalajul! Mamă, cum e! E bună adevărat? Eu prima oară când am văzut ciocolată de asta, nu știam că se numește aerată. Și cum ziceam? Alterată. Ce înseamnă alterat, nu? Stricat! Da! Eu așa credeam că e vite. Net superioară. Vreau să încerc și pe asta cu bombă. E prăfoasă asta, dar e bună. Yeah. Mie-mi place aia. Ba, asta că e bună. Noi după clip ne batem pe ele care le păstrează. Bă, dar ai luat ceva? 160 de lei am dat pe astea. E cam mult. Sunt dulciuri, cât de viața? Pe România faci dulciuri la 1 leu? Asta mă, în România? 5 lei. Păi da, e 5 lei, că e 1 euro în Irlanda. Ce vă lăudați acolo? Asta e bună. Ia asta cu Smarties. Mie-mi place. Îmi place Smarties. Că sunt deja rupte, adică nu mai trebuie să ne chinuim noi foarte tare să le rupem. Păi s-au rupt la cală. Asta este această ciocolățică, ia. Mamă, dacă te ciocolată, mănâncă azi. Asta e bună rău. Da. A, mai multe ciocolăți mai mici, dar cred că sunt tot de asta normale, gen. Nu cred că e nimic că ne de mai. De eu cred că ne mint, că de fapt nu sunt cu animăluțe. Bă, hai să o deschidem doar pasta, că n-are sens. Oh, are un animăluț pe ea. Asta avea un desen cu un animal pe ea. Era un tucan. Cred că astea stari. Mama, astea scheatră. Ia. Vreau să ce sunt astea negre. Mama, se sparge mas. Am înțeles despre această chestie, black licorice sau cum n-ai vrea să zice. M-au zis că e foarte nașpa. Că zic că e un dulce pe care îl mănâncă doar oamenii în vârstă. Copilor nu le place. Ia să vedem, mă. Hai să vedem dacă cam e bătrân. Copiii în America se plâng că primesc de Halloween chestia asta. Am văzut multe clipuri pe TikTok cu copii care fură tot. Ah, știu, da, nașpa. E mâncare de aia de... Nu, nu, era rău. Nu, de ce ai băgat-o pe toată? Așa, da, e medicament direct, iac, iac, e rău. Stai, uite, la ambalajul ăsta poți să desenezi. Îți dai aici un desen pe care să-l colorezi, vezi? Ia. Ce tare, ce interactiv. Asta cred că-s bună, ia. Tornadoes. Ia. Alea 100% bune. Tornadoes. Eu sunt mai mult fană ciocolată. Bă, și eu. Evident, tot ce e acolo e bun. Ce nu-i bun, unde sta asta? Pe caz aici. Oh, asta chiar arată șmecher. Bă, asta e foină, bă, pe ele. Astea tari. Nu e făină. E zahăr soto. E făină. Nu, e zahăr, pudră. Cum să fie, mă, făină? Da. Asta arată ca făină, n-am zis. Făceam cocă în gură. Bosul și-a se expirat, gen. E adevărat. Uite, mă. Uite așa, băieți, că nu ne-am uitat și la asta, mai gândesc. Eu nu cred în data de expirare a alimentelor. Da, nu, dacă face verde păpui și așa. Hai, dar de ce să încercăm? Niște biscuiți ce poate să expire la biscuiți. Eu mănânc de-astea cu caramele. Nu cred că mâncarea expiră. Că mai trăiește Ioana mâine, e bine. Bă, dar sunt multe dulciuri care erau buni, pe care nu le avem în România, dar sunt asemănătoare cu dulciuri pe care le avem în România. Astea sunt smash rău de tot. Smash pe smash. Da, te știți ce sunt astea? Știți înghețata Nirvana aia cu ciocolată? Astea sunt bombonele care sunt în iad. Hai că jeleuri mâncați aici. Hai să te lovești pe asta dacă te doare. În cap, în cap. Mai tare. Nu, dă-l tare, dă-l tare, că-mi place rău. Nu poți să crezi în pungă. Merge mestecat? Pere, am făcut o contuzie, cred, sau ceva. Wow. Gustați, mă, chiar sunt ok. Vreau să văd ce a provocat spargerea capului Robin. Vreau să faceți astea. Foarte greu de mestecat. Aș vrea să spui pe undeva. Mi s-au prins între dinți. Bă, e gumă, cred. Nu e gumă.
Bun. Eu aș vrea să încerc acest Milky Bar. Te arunci la el? Da, eu să încerc Milky Bar. Ciocolată albă, dar are miroase a lapte. Eu deja mă simt, vreau ceva sărat, am mâncat prea mult dulce, n-ai ceva sărat? Asta e preferata mea. Ciocolata albă e elit. Nici că e lapte praf. Mamă, cât de bună e. Bună rău. A lăsat gura pungă, mâncați ciocolata asta. Nu știu dacă aici sunt și arome nașpa sau nu. Sunt jelly beans. Băi, deci deja nu mai pot să mănânc. Azi cred că nu mai mănânc nimic. Ia la bine, te-ți dau 10 lei dacă mănânci asta. Mamă, nu, 10 lei pe masă. A, mă, vei, odată, o să fii bătrân, o să ai copii și o să zici, mamă, băi, și prima am un vlog ca dulce și am mâncat mâncare de căței. Da, mai drăgă. Acum e două. Mă, lasă, nu mai povestești la copii. Mă, vomit. Bă, chiar eram foarte tristit. Ați desfăcut-o degeaba, puteau să mănânci un câine. Asta o să vă placă, din nou. Dacă v-a plăcut aia albă, 100% nu vă place pot, și asta. Nu mai prea dulce. Ba da, să-i dăm cu dulciuri multe. Băieți, astăzi facem un clip în care îi torturăm pe Ioana, pe Gami și pe Psych. Și pe Chiesa și pe tot. Nu pot să vă desfac. Scrie clar pe aia, pe din cealaltă parte de spate. Bravo, chiar scrie. Mama, asta nu sunt geleuri, deci astea sunt bomboane. Nu sunt geleuri. Asta are de suc? Ei, dă-ne și nouă. No. Ea zice să simți cum se topesc bulele la tine în gură. Asta zice acest ambalaj. Hai să vedem. Dacă vă puneți limba pe ele, chiar se topesc. Gelea sunt cea mai bună, rugă. Așa? The flavors are amazing, mama! Bă, ia că e excelent. Bă, vreau. Bă, sunt rău. Bă, mă trălați. Te rog, e excelent, e prea bun. Ok, sunt oribile. Deci, milk bottles, da? Acestea sunt niște mici geleuri în formă de sticlă de lapte. Din nou, au această făină suspectă pe ele. Am clipul ăsta cu oameni pretențioși. Bă, astea arată bine, rău. Asta cred că scala de la Ikea cu geleuri interior. Bro, tot ce ține de biscuiți e rău. A, să vă inspirați. Bă, dar deja am testat aproape tot. Păi, am mâncat de vreo 20 de minute. Aproape am făcut diabet. Mai avem un pic. Un pic, da. Gavi, te descurci sau te bate aia? Cred că astea sunt bune. Da. Bă, tu le alegi fix pe cele mai nașpa. Da. Măcar te-ai zis eu primul și vă zic vouă că sunt proaste, nu? Nu, că tu ne minți, ne zici că sunt bune. Tare bine. Ia-mă, hai de fără de fără. Asta e din piatră. Dacă ai zis și sai, eu chiar cred că e bună. Asta e gel. Fii atent, mă, că nu cred că e așa rău. Astea sunt destul de calitate, au ambalaj în ambalaj. Bune ăștia. Sunt pic scale la Ikea. Fermicioși așa? Da, bă. Cred că astea stai gen, astea nu-s dulciuri. Trebuie să le scuipați după, sunt gen. Adică să le scuipați, mă, trebuie să le trupi. Nu știu, le fugi. Dar seamănă cu ceva. Bă, era ceva, era o bomboană verde așa. Verde, verde, da, pădicul bunica, mi-a zicea bunica. Dropsuri verde se cheamă. Dropsuri, dar nu dropsuri, erau toată lumea avea. Deci la magazin avea să dea 20 de bani și vrea o bomboană. La astea stai, și te vrem prospătează. Păi acum mănânci dulciuri dacă ai mâncat astea mentolate. Doar o solină. Păi da, am zis să nu luați. Ia să vedem ce e asta. Sunt bune, Curly Wurly. Dolis. Astea cred că sunt tot de sub, că sunt acadele. Swirly Wurly. Ce e? Curly Wurly. Mamă, n-aveți tot luat de astea. Ce combinație fie? De ce vei? Ciocolat lime. Cred că nu e bună loc ăla. E ciocolată. Mă doare burta. Robi bagă, frate. Fix caramel. Bă, asta e bună rău. Dar se rămâne în dinți rău. Nu vreți că asta chiar e bună. Mamă. Astea sunt un fel de acadele. Uite tot din astea se dă de rest. Dar e rău asta. Niciodată n-am primit de asta la magazin. Deci astea se numesc drumsticks și cred că sunt niște acadele care se pot mânca. Degeta, asta-mi place. Asta-și un caos. Nu cred. Bă, cum nu? Bă, bune? Cum nu? Aaaa, e foarte tare. Bă, cam de la în gură. Îmi sparg dinții da, de la chestia asta, e foarte tare. Eu nu pot să desfac. Așa că e care. Nu uite, expiră în 2023. Poate scoți vreun dinte. Bă, dacă expiră în 2023, ai băgat-o pe toată? Mamă, să vezi că-ți mestecă la aia. O să mestec până la finalul clipului. Bă, nu mai pot. Nici nu mai, bă, mă doare burta. Legit, a început să mă dau pe tot. Ce naiba, au mai rămas 7 dulciuri. 4 like-uri, le dăm giveaway. Da, au mai rămas 7, ce naiba, nu le-am mâncat pe toate. Ioana, nu mă las la greu. Gen, dacă nu stui și tu la ele. Vezi că asta arată chiar bine. Bă, nu, n-aș. Bă, efectiv prea multă ciocolată, deci înainte când eram mie mâncam la dulciuri, acum nu mai pot. Asta e cu portocale, miroase a Crăciun. Bă, să încercăm pasta. E ciocolată cu fondant. Bă, deci, care e cea mai bună ciocolată ever? Fondant e o chestie cu care decorezi torturi. Am făcut o dată din fondant un tort în formă de șobolan. Și care e cea mai bună ciocolată ever? Ciocolata cu tuc. Cu tuc așa sărată și e gen dulce cu sărat. Ba, mă fac impresie că ți-e poftă de ceva sărat. Nu, mă, e altceva când e săratul ăla în gură. E bun? Cred că e aceeași chestie asta cu asta, nu? Mamă, e fondant de la așa gen nu dulce, nu amar, e așa. Nu, e dulce. E un fel de zahăr topit. Nu prea știu ce minte portocala. Ba da, tu ești răcită. Ultima, am ciocolată și gata că după aia chiar nu mai pot. Asta chiar cred că e bună. Cred că o să le bată pe toate. Da, asta e gen, există și la noi, dar nu mai țin minte că e scumpă sau ieftină. E ok la preț. E mediu. Ideea e că nu găsești aroma asta cu care mi-ai sat. E rău că nu mă ajung la voi. Mă tentează să gust, că prea ziceți voi. E amară sau ce ai duci? Bă, chiar e bună, nu e rea. Aveți un favorit? Eu fac diabet azi. Trebuie neapărat să dați like, pentru că în timp nu ai închinuit atât degeaba. Ai poftă de ce nu bună. Este foarte greu să mănânci o grămadă de dulce. Ai atins-o? Da! Ia-mi luat bomboana în mână. Bă! Bine, băi, vă iubim, abonați-vă, dați like, lăsați un comentariu și ne auzim data viitoare. Ciao! Money line, I'm a